țăs de când eram încă de la 18 ani, încă n-am plinit 18 ani când am început, că la noi în sat a fost o secție de covoare în sat, cu filiala de la Orhei. Și acolo prima dată m-am învățat și am țăsut vreo 10 ani am lucrat acolo. Mă gândeam așa într-o noapte că nu putem dormi, cam câte danulițe în minte, foarte multe am țăsut. E ca aici la fabrică, la Orhei, noi lucram. Și aici tot lucram cu țăpușa, dar ea ca să vede, tot avem desen, tot după desen, pânza e câte o, dar era tot electrică, nu era manual, ea ca mudeam, lucrăm manual. Când am ieșit la concediu de maternitate, apoi am luat de la Orhei, de la fabrică, eu am lucrat mulți ani acolo și am luat în loc de bani covorașul ăsta, ea câtele ăsta covor. Și l-am pus cum era atunci așa, era așa atâta de drag, l-am pus în cașa mare pe peretele principal. Când intram în cameră, deodată drept cu ochii în peretele și ala. Și când am cununat noi la șenii noștri și vedeți, dacă să trageți atenția, că în cameră tot este covorul moldovnesc. Ne-am fotografiat tot, numai decât scăta unde este un covor și al mai frumos loc era unde era covorul moldovnesc. E ca aici părinții mei. Aici am buriat mangolii, s-au fotografiat și cum nu era acolo, ea ca tot, vedeți, tot este în spate un covor. Să căta numai decât când îi făcea o poză înaintea vremea, totdeauna să căta ca să și la numai decât pus un covor. În familie la noi am fost mulți copii. Mama a avut 5 fete și 3 băieți. 8 copii, frați am fost. Mama trebuie să facă zestri la toate fetele. Și tot punea statele și țesești. Noi ne vrem, dacă eram și noi de amărișoare, la țolă, tare mult țolă în țesut. Să le dau toate jos ca să pot ajunge la țol. Principalul țolul trebuie să-l scoți, să-l bortelească molie. Înainte așa era la nuntă, că vine omul și cadou o oaie, două oaie. Și am avut de la nuntă și am și să fac cu lână, dar m-am luat și am întors și am țesut și eu de vreo câteva ore, am țesut țol. Cam să am bofat și să le fac, am că mă gândeam eu așa, că să fac zestre la fată. Da, de-am ele, am nu mai vor zestre, da. La soare, măcar o săptămână să le țin, că șad dacă ele șed la soare cât mai mult, cât mai gine. Ia câte... Este care de-am o leacă chișcat, l-o chișcat molea. De atât aș mă stără să le scot mai des. E ca asta ne-l-a dat mama de zestre de acasă covor. Îl domnesc e câte. Înainte era tăt la plante. Tăt vopsirea lânii era din sfășie cu plante. Femeile îți dușeau la pădure și adușeau, știe care plantă și cu care și se combina și se făcea culoarea aceea. Ia ca de exemplu, dacă puneau galben și cu albastru, se făcea verde. Ia ca ăsta, dar el e bătut cu tutiun. E așa pune mama că să nu mănânce molia. Și de-am i-am pus și eu. De-am la soare, să-l sorim, cum zișeau din bătrâni, la sorit. De-am dacă-l sorește, dacă între soarele în pătrun de pe lână, apoi molia deodată moare. Și deși și să zici că soarele e dușmanul molii. Aici am făcut eu, ea că aici e făcut de mine, dar aici e făcut de mama mea. Aici eu l-am primit drept zestre. Preferatul meu aici că e făcut de mama mea. Să mă apuc eu să mai lucrez. E ca asta fac o gentuță cu desenul coarnele berbecului, e ca este să numesc coarnele berbecului. E ca aici am făcut înainte de este, ca alte desene, e ca asta mărgeluș, așa se cheamă, portofel. Asta e unghiurile, e ca tăi sunt unghiurile, asta e mărgeluș așa. E ca asta coarnele berbecului, care am uia tot le, dar deam culori diferite. Dumneavoastră știți cât ține o geantă de asta care o țesăm noi și cât ține și ea. Așa i-a dus acasă și i-a spalat-o în oraz și i-a s-o făcut pietică. S-o muiet și s-o dis... și culorile s-o perit și tăt. Dar e asta.
Asta poți să iei și 100 și mai mult de aia. Și trebuie și totdeauna cu apă limpede și când lucrezi, apuștiți chiar ca cum e, sunt în familie, mai ai câte o scârbă, câte o jăle și așa, și parcă îți pare că smântuie lumea acolo, știți? Și când te iei pe lucru, creierul se liniștiește pe loc. Când înșechi ațăs, deodată te-ai liniștit și ai uitat de tot. Și de-am o am la doamna Ecaterina 15 ani de când lucrez. Aici la doamna Ecaterina de-am o e tot e manual, ca pe vremuri. Că noi ca, de exemplu, amuia care țăsăm cu voraș, apoi e, nu țăsăm ea ca de cum mai este ea flori. Că este s-a început în secolul 20 a se produce, dar noi readucem țăsutul din secolul 18-19. Hai țăs, că-i dai bine. Bravo. Și noi țesăm pomul vieții, de exemplu, porumbul, vița de vie, tufa de vița de vie, pământul, soarele, astea. Cred că mama mea a avut un covor, tot de mulți ani, nu mai țin eu minte câți ani în urmă. Bunelul meu a fost primar în sat mulți ani și eu a fost deportat în Siberia. Mama acolo și s-a căsătorit, tata a fost de naționalitate bulgară. Și s-a întâlnit acolo și acolo s-a căsătorit, a făcut nuntă. Mama îmi povestea cum a trăit cu soacra și cu socrul într-o baracă amândoi. Așa. Două familii. Și ca să nu se... Apropo, și-a despărțit baraca în două și de-am era ca când două camere. Ca un perete. Da, ca un perete care au despărțit camera două familii în acest vagon. De-am când a venit în Moldova, iar l-a adus. Mama îmi spunea că a fost tot, cum zice ea, tot jelea ne-o știe coborul ăsta. Da. E totdeauna povestea. Că... Da, o adevărat tragedie. Coborul acesta ne-a împărținut mie de la soacra mea și ea ca aici pe... Marjana e scris că el e țăsut în 1910. Eu când vin aici, atâdeauna mă uit, văd covorul de la soacra mai este, vin, îl mai pipă, îl mai achipui și mă mai uit la dânsul. Așa. Salut, fetele! Doamne ajută! Ca să lucrez pe asta, trebuie să... O leac, știi, și matematica bine, dacă o lecuță când ai numărat, n-ai socotit, ai stricat și ai lucrat o lună de zile și când ai dat să-l finisezi o greșeală, ai socotit că toată lucrarea ai dus-o de râpă. Nu merge. Ori, ea ca o leac, te-ai gândit în altă parte, ai greșit. Fiu, de-am trebuie să strâși și ai lucrat ziua aceea, ai stricat